avem un sondaj pe site-ul nostru, pe weradio.ro, l-am postat acum câteva zile, în care am întrebat oamenii dacă au încredere în Parlamentul României ca instituție. Știm cu toții sondajele naționale, eram curios covăsnenii cum văd treaba asta. Nu pot să zic că sunt surprins doar de unanimitate. 100% au spus nu. Știm cu toții sondajele naționale, încrederea în Parlament, am discutat și ieri undeva la 10% în parlamentari, printre cele mai scăzute instituții la nivelul ăsta. Vă gândiți să veniți cumva mai aproape de oameni, să creșteți încrederea lor în parlamentari, să nu vă vadă doar ca pe cineva care stă în Parlament, ridică mâna din când în când, mai merge la ședință, mai chiulește. Știm cu toții care sunt discuțiile din punctul ăsta de vedere. Începem cu parlamentarii activi și vorbim după aceea. Eu nu am o astfel de problemă. Că eu sunt un parlamentar rural și am fost întotdeauna. Acum, data de 4 octombrie, am avut loc o comemorare la Felioara. Pe urmă ne-am dus la Hăghic și acolo oamenii de rând mă cunoșteau cu toții. Eu stau printre ei, eu umblu printre ei și aduc problemele lor în Parlament. E adevărat că sunt foarte mulți care nu fac acesta. E adevărat că, din păcate, Parlamentul are o activitate mai puțin interesantă și nu prea ajunge la public. De ce? Când am intrat eu în Parlament în perioada 90-96, puteai să vii cu amendamente în plen. Depuneai în scris, îl susțineai, toată lumea vota atunci, în cunoștință de cauză. În fiecare zi, postul public înregistra tot ce se întâmpla acolo, postul public de televiziune, și se dădeau la știri 15 minute din ceea ce s-a întâmplat în ziua aceea în Parlament. Aveam plen în fiecare zi. Acum e acces liber în comisii. În comisii presa nu vine decât dacă e scandal. Deci ce se lucrează acolo, conform noului regulament, acolo se lucrează mai mult, nu se vede. N-are cum să ajungă informația la cetățean. Ce a făcut parlamentarul, ce n-a făcut. Singurul lucru ajunge la cetățean, ce se întâmplă în plen, și acesta, în marea majoritate a cazurilor, dacă se întâmplă un scandal, cum mănâncă, la ce se uite, dacă mai ațipește unul. Deci asta este imaginea parlamentarului văzută de cetățean și nu se vede cine și cât lucrează. E adevărat că sunt foarte mulți parlamentari care deja au intrat în Parlament în ultimele două legislaturi pe această idee că așa trebuie să se comporte parlamentarul. Și atunci din ce în ce mai mulți parlamentari au fost cei care nu vin pe la ședințe. Și ceea ce mai poate observa cetățeanul de rând, cum votează Parlamentul când era votul electronic. Dacă nu mai avem acest vot electronic, nici asta nu poate fi contabilizat. Deci, ceea ce ar trebui să existe, o comunicare mai clară a ceea ce se face, de fapt, în Parlament. Domnul Gramă, problema de imagine. Da, deci aveți dreptate, există o imagine proastă a Parlamentului, dar chestiunea în realitate nu stă chiar așa. Sigur că presa, media este tentată să ofere din Parlament lucrurile care se vând și care produc totdeauna o impresie negativă. Dar în realitate, așa cum a spus și domnul Marton, sigur că avem printre noi și oameni care lipsesc, care nu sunt interesați sau care nu au activitate. Dar, pe de altă parte, totuși în Parlament există activitate și vedeți și dumneavoastră, dacă luați în ultimul an, sunt peste 1000 și ceva de legi care au fost adoptate. Alea când se adoptă trec prin niște circuite acolo de dezbateri. Și aș menționa că principala activitate în Parlament este la comisii.
Și așa cum zicea domnul Marton la comisii, nu, deși este, sunt ședințe publice ale comisiilor, nu participă nimeni, nu are nimeni niciun interes și de fapt, și de fapt în momentul de față, așa cum funcționează Parlamentul, în comisii sunt adevăratele dezbateri cu argumente pro și contra pe fiecare lege, fiecare amendament. În plen nu ajung decât rapoartele. Foarte multă lume ne judecă după luările de poziție în plen, dar în plen se citesc niște rapoarte și eventual se discută amendamentele respinse la comisii pentru a le pun în discuție cei care le mai susțin. Ori principala activitate a Parlamentului este în comisii. Acum pot să spun pe de altă parte că părerea mea este că nici conducerea Parlamentului, a Camerei și a Senatului nu au avut o strategie serioasă de valorizare și de comunicare, de valorizare a activității acestor instituții. Și încă o chestiune este, cred că și anumite segmente din societate, din nu știu cum să spun, nu au interesul ca Parlamentul României să aibă să fie o instituție puternică, pentru că Parlamentul României totuși este o instituție puternică care controlează guvernul și activitatea acestuia. Și cred că este foarte este imperios necesar ca cineva să gândească. Cineva cine? Cineva dintre noi politicienii și în special ar avea această obligație, cei care sunt în birourile permanente ale camerelor, să gândească niște soluții de comunicare și niște strategii de imagine serioase care să arate în realitate ceea ce se întâmplă în Parlament. Nu știu cui folosește ca cea mai importantă instituție democratică din stat să fie atât de hulită. Pentru că foarte rar auzi lucrurile bune care se întâmplă în Parlament și care este în fond stâlpul democrației într-un stat de drept și într-un stat democratic. Există, eu așa văd, există și o politică de denigrare a Parlamentului. Cui folosește, nu știu, dar ține și de noi, politicienii și parlamentarii, ca să redăm prestigiu acestei... Eu recunosc că sunt multe să probleme. Completez un singur lucru. Ați vorbit de lege. Avem legi care au rapoarte de 200-300 de pagini, cu tot atâtea amendamente adoptate sau respinse. Păi ălea au fost făcute, acele amendamente, de cineva. Au fost dezbătute, au fost fiecare votate. Și când trecem în plen, și aici e greșeala de obicei a președinților de comisii și a celui care conduce, dacă e în procedură de urgență, se poate pune un termen în care trebuie să fie votat. Și de obicei se vine cu termenul de 3 minute, 5 minute la 200 de amendamente. Eu întotdeauna m-am opus la acest procedur. Și se votează la foc automat, trece direct la... Dacă cineva își mai susține amendamentul, eram într-o situație în care aveam amendament respins, al treilea amendament dintre cele respinse. Și deja n-am mai primit cuvântul, pentru că s-a spus 2 minute. Eu recunosc că și presa are de multe ori partea ei de vină cu exagerări și alte lucruri de genul ăsta făcute pentru audiență, dar de multe ori lucrăm și cu materialul clientului, vorba aia. Deci eu pun undeva pe la mijloc adevărul și întreabă asta. Numai o secundă și dacă vreau să mai adaug ceva că la ce m-ați întrebat, că nu mi-am terminat ideea. Deci eu aș mai spune de... Eu personal nu mă simt vizat de anumite critici, pentru că chiar am activitate, am avut și funcții care mă obligau la activitate, am fost vicelider de grup. Știți la PSD, am fost chestor, membru în birou permanent și președinte la Comisia
economică până acum, până legislatura, până în cred că orice sesiunea trecută. Am întrebat chestia deci asta de înseamnă imagine? Că trebuie obligatoriu, trebuie să ai activitate și dacă e să ne referim la prezența în Parlament până și la votul final și la dezbateri, se poate vedea acolo că există statistici pe site-ul Camerei. Orice parlamentar, cred că dacă l-am întrebat de chestia asta cu imaginea, toți ar zice nu despre mine, e vorba despre alții, nu știu cum se face, că per total imaginea instituției este așa cum este. Corina Bote, îți dorești un prim mandat de deputat. De ce să vrei să lucrezi într-o instituție cu o imagine așa de proastă? Ca să schimbăm imaginea, în primul rând, am rămas un pic, și cred că toată lumea are pe această problemă, 1000 de legi anul acesta. Deci România este plină de legi, dar în practică nu se pune nimic, ca să fim serioși, că în momentul în care ajungem la partea practică, s-a terminat legea. Chiar dacă, cum a spus domnul Martun, dezbatem sute de pagini și eu sunt în Parlament, sunt consilier, știu ce înseamnă o lege, dar finalitatea nu există. Noi în loc să facem, de asta am și început la început cu partea de coduri, adică să avem niște legi stabile pe o perioadă îndelungată după care să funcționăm și care să le punem în mișcare. Degeaba facem 1000 de legi care la un moment dat, sincer, se bat cap în cap. Deci se bat cap în cap. Mai bine ne axăm pe 10 pe un mandat. Deci avem un mandat 4 ani, am făcut 10 bune, știm că funcționează și țara merge mai departe și avem un plan de dezvoltare. Nu lucrăm astăzi așa, mâine așa, le tot schimbăm, de nu mai știe nimeni. Vă dau și un exemplu, că nu mă refer la cei de față, dar în Parlament. Sunt oameni care pur și simplu se uită pe lege și zice nu-mi place mie acest articol și le-aș modifică. Nu trebuie neapărat să aibă expertiză, nu trebuie să aibă nimic. Pur și simplu s-a gândit el ca să aibă activitate să modifice un articol într-o lege. Ca după aia să-și dea seama după un an de zile, stai așa că se bate în cap cu alte 5 legi pe care nu m-am obosit să le verific. Referitor la imaginea proastă a Parlamentului. Când voi deveni deputat, vă alături de colegii mei propun dezbaterii publice un proiect prin care într-o sesiune parlamentară, dacă un deputat sau senator are mai mult de 30% din absențe nemotivate, să facem un cadru legislativ și să-și piardă mandatul. Mi se pare cel mai sincer pentru toți. Să fim serioși, nu mergi la locul de muncă, te dat afară, așa mai departe. Am pus un procent. Modificarea este necesară doar de modificarea Constituției. Eu aș face o propunere și pentru traseism să-și piardă mandatul în caz de plecat. L-au încercat legi, dar tot Constituția. Păi n-are cine să le voteze. Nu, că e contrar Constituției. Trebuie să le voteze tot traseiștii. Nu, e contrar Constituției. Orice mandat imperativ este nul. Și în acel moment n-ai ce face. Trebuie să modificăm Constituția, să dăm o nouă Constituție. Este în programul nostru. În prezent cele două camere funcționează pe bază de regulamente care se schimbă regulat și care sunt votate tot de parlamentari, ceea ce este foarte interesant. Astăzi ne place așa, ne-am votat așa, mâine invers. La fel aici aș căuta o variantă să nu mai schimbăm. Deci mergem pe termen lung, pe tot ce înseamnă lege și la unii și la alții. Și partea cu imunitatea, care pentru declarații politice, nu pentru tot, nimeni nu este mai presus de lege și ar trebui să ținem cont de acest lucru când votăm în Parlament. Pentru că unii nu... Ok, înțeleg și partea că... Dar cunoaște Constituția României. Pentru ce avem imunitate? Da, pentru declarații politice. Pentru declarațiile politice. Și pentru voturile exprimate în Parlament. Și atât. Da, știu. Ce puteți... Ce... Știți vreo infracțiune care s-a săvârșit prin declarații politice sau... Nu, eu mă refeream la... Sau prin vot? Eu mă refeream la votul dat în cadrul Camerei Deputaților pentru începeri de urmăriri penale și mai departe. La unde parlamentari, colegii... orice urmărire penală începe fără niciun fel de acord. Decât arestarea. Doar da. Arestarea și... Percheziția sunt aprobate în cameră. Deci, oricine poate, orice parlamentar poate fi cercetat penal fără nicio aprobare și de la nimeni. Aici este un abuz de imagine. Să vorbim de imagine. Până acum, deci până când a intervenit această minunată activitate a DNA-ului de a câțiva ani, activitate politică,
erau parlamentari anchetați fără cerere de arest preventiv, condamnați și închiși. Erau din diferite partide, fără nicio problemă. Acum, de la o vreme, toată lumea este anchetată fiind închisă. Și cetățeanul de rând, și omul politic, și atunci, evident, se cere imediat arestarea preventivă a persoanei respective pentru niște infracțiuni care cică s-ar fi comis acum 11 ani. Deși e o altă prevedere în procedura penală. Procedura penală prevede ca o excepție arestul preventiv în anumite situații. Ei, acum, de la o vreme, pentru orice situație, arestul preventiv este primul pas. Este inacceptabil. Altceva pentru alte domenii nu are parlamentarul imunitate. Există, eu zic, o forțare a Constituției în care se cere acordul pentru faptele comise de miniștri parlamentari atunci când erau miniștri. Nu în alte perioade. Da, regea răspunderii ministeriale. Regea răspunderii ministeriale pe articolul 109. Dar în rest nu se cere nimic. Cu toții suntem egali în fața legii, cu toții putem fi condamnați și unii au și fost condamnați închiși și stau în închisoare. Eu nu știu, nu cred că nu se cunoaște că cea mai mare imunitate în țara asta o are președintele țării. Singura imunitate. Și singura imunitate. Și judecătorii.